de la fiica Ana Mariei Prodan, care ne-a oferit un interviu. Rebecca vorbește despre viața pe care o duce departe de mama ei. Ești foarte sensibilă și ușor emotivă din câte văd. Semeni mai mult cu tatăl tău decât cu mama ta? 100%. Sunt foarte rușinoasă. Ce te-a învățat mama ta? Ce ai învățat de la ea fiind o femeie atât de puternică, atât de impunătoare? Foarte multe. Să fii independentă, să nu ai nevoie de nimeni lângă tine, să înveți, să fii, mai ales ca o femeie, o fată, să nu depinzi de nimeni, adică nu trebuie să lași pe nimeni să zică cum să te îmbraci, cum să fii, cum să vorbești, să faci ce vrei tu. Cred că a fost cel mai important lucru pentru mine. Și apropo de îmbrăcat, știu că ai absolvit o școală în acest domeniu, la Milano, și acum ești în America, nu? Da. Cum este? Frumos, îmi place. Sunt fericită. Profesezi în domeniu? Da. Pe acolo. Nu exact ce am învățat, dar pe acolo, da. O vezi pe mama ta mândră de tine, nu? Cred că da. Știi ce, mă uitam că semem foarte mult cu Bebe. Toată lumea ne zice că suntem ca gemeni. Da, sunteți ca două picături de apă. Da. E versiunea mai mică, băiat. E versiunea mai mică a ta, nu? Da. Știu că la un moment dat v-ați consultat-o și Sara în legătură cu cine să vină să stea mai mult în România alături de Ana. Și știu că zicea că Sara merge mai des în România, vine mai des pentru a fi alături de mama ei în aceste momente. Da, acum câțiva ani eu eram în Italia, deci era mai aproape să vin eu mereu. Dar fix anul trecut m-am mutat eu. Și a luat o pauză de la basket că s-a operat și poate să stea aici. Deci am decis să fie aici cât poate. Deci e ok pentru toată lumea. Cum ești cu iubitul? Nu am iubit. Nu mai ai iubit? E singurică? Da. Ia auzi, și ești în căutare sau momentan vrei așa să te surprindă viața? Nu cred, adică nu cred că trebuie să fiu în căutare de nimic. Ce vine, vine.